ruptura de ligament încrucișat anterior este destul de zgomotoasă. Fie că vorbim de sportiv amator sau profesioniști, în momentul în care practică o anumită activitate și se produce această accidentare, ei simt. Se aude un zgomot destul de puternic. Ulterior, genunchiul devine destul de zgomotos, în sensul că se umflă, le scade mobilitatea și simt o anumită instabilitate. În momentul în care pacientul suferă o ruptură de ligament încrucișat anterior și el ajunge la medic, are indicație de a face o rezonanță magnetică nucleară. În urma acestei investigații, în mod cert, putem să punem acest diagnostic. De cele mai multe ori, este musai să facem această reconstrucție de ligament încrucișat anterior pentru ca pacientul să aibă o viață normală. Când discutăm despre ruptura de ligament încrucișat anterior, de cele mai multe ori ea se asociază cu alte leziuni, cum ar fi leziunea ligamentului colateral medial sau leziunea de menisc intern. În urma rezonanței magnetice nucleare, noi știm exact care sunt leziunile pacientului și astfel îi facem un planning preoperator și explicăm toată intervenția sau toate tehnicile necesare reconstrucției tuturor ligamentelor lezate. Dacă de la momentul accidentării și până ajunge la medic sau la momentul operator trec 2-3 săptămâni, este bine ca pacientul preoperator să facă un program de recuperare. De ce? Pentru că el își pierde mobilitatea, flexie, extensia și se produce o atrofie musculară în perioada preoperatorie. Dacă nu recuperăm acești parametri, curba lui de recuperare postoperatorie va fi mult mai complicat. Din propria experiență vă spun că pacienții sunt destul de stresați de perioada postoperatorie și au un concept ușor greșit că ar trebui să stea în pat, nu o să poată să miște piciorul, o să fie probabil umflat, o să-i doară. Ideea este că lucrurile s-au schimbat în zilele noastre, s-au făcut foarte multe studii în acest sens și cumva protocolul din perioada postoperatorie s-a simplificat, în sensul că pacientul din prima zi postoperator poate să încarce toată greutatea corpului. De a doua zi noi facem cu el foarte multe exerciții, deci recuperarea începe exact de a doua zi. Durerile în perioada postoperatorie sunt destul de mici și astfel operația este destul de puțin zgomotoasă. Ruptura de ligament încrucișat anterior de cele mai multe ori are indicație chirurgicală, dar ea nu este o urgență. Operația poate fi temporizată chiar câteva luni de zile în funcție de partea socială, profesională și familială pe care o are pacientul, dar în cursul primului an, maxim al doilea an, trebuie pacientul să-și facă această intervenție chirurgicală, pentru că toate studiile europene au arătat că 80% din pacienții care nu se operează în primii 2 ani încep să dezvolte artroză, adică genunchiul îmbătrânește mult mai repede decât vârsta lui biologică.